Au fugit din calea războiului și, deși au trecut 6 luni de când se află în Republica Moldova, în deplină siguranță, sărăcia și neîncrederea că vor avea o casă caldă pe timp de iarnă mai persistă. Valentina Slipeț este stabilită de mai mulți ani în Ucraina, iar după izbucnirea războiului, împreună cu 2 nepoți, a venit la fratele său din satul Colonița, municipiul Chișinău. Acum, în prag de iarnă, familia întâmpină mari probleme. Casa nu este conectată la apă și la căldură, iar tavanul riscă să cadă în orice moment. Valentina împreună cu fratele său Victor au crescut la casa de copii după ce părinții lor au decedat. În urmă cu peste 30 de ani, Valentina Slipeț a plecat în Ucraina, unde a crescut 3 copii. Acum, când a revenit în țară, s-a adăpostit în casa fratelui său și încearcă să creeze condiții de trai mai bune. Ne e foarte greu, nu avem apă, nu mai vorbim de alte condiții de trai. Tavanul e avariat, pătrunde frigul, am reușit să schimbăm ferestrele. Ceea ce am reușit să facem cu puterile noastre am făcut. Odată cu venirea iernii ne va fi și mai greu, nu știm cum ne vom descurca. Valentina e nevoită să meargă 1 kilometru pe jos pentru a aduce apă de la cel mai apropiat izvor. Noi luăm aceste sticle și ne ducem după apă la izvor, pentru că nu avem apă nici pentru gătit și băut, nici pentru baie. Organizația neguvernamentală Ecovisio a oferit familiei o mână de ajutor. Datorită oamenilor cu suflet mare a fost turnată fundația casei, iar în scurt timp va fi construit și acoperișul. Resursele financiare sunt însă pe sfârșite, iar în prag de iarnă sunt necesare mai multe lucrări. Problemele sunt mult mai mari, și anume planșeul casei stricat. De fapt, bugetul nostru este pe sfârșite și am avea foarte mare nevoie de o echipă de muncitori care să ne ajute la lucrările de tencuire. Casa nu este conectată la apă, noi am făcut un demers la apă canal. Aceștia ne-au răspuns să așteptăm planul investițional pentru anul 2023. Nu știu cum pot să le ieși 4 copii fără apă. Cei care doresc să ajute această familie o pot face printr-un mesaj scris pe pagina de Facebook a organizației Ecovisio sau pot transfera surse financiare pe contul bancar afișat pe ecran.